Un ten frumos are nevoie de hidratare și de hrănire, dar și de curățare permanentă. Din fericire, există soluții la îndemâna oricui pentru întreținerea tenului, care sunt cele mai eficiente și potrivite ingrediente din care ne putem prepara acasă o loțiune de curățare. Aflăm de la rubrica Leac Bun. Bine v-am regăsit la Leac Bun, emisiunea alegerilor inteligente pentru sănătatea dumneavoastră. Astăzi discutăm împreună cu doamna Georgiana Tranc, specialist în estetică la clinica Nomas Velo, despre loțiunile de curățare homemade. Sărut mâna, bine ați revenit alături de noi. Bine v-am regăsit. Eu ca un nespecialist, nu știu, mă gândeam că poate vorbim de loțiune de curățare prin casă sau nu, dar vorbim de o chestie estetică, serioasă, se aplică și la doamne și la domn? Bineînțeles, pentru că pielea este cel mai mare organ al corpului și atunci are nevoie de îngrijire eficientă. Și domnii au nevoie, corporal, cât și facial. Bineînțeles, tenul este cartea noastră de vizită, este primul impact pe care îl avem cu ceilalți. Bun. Haideți să trecem direct în subiect. Homemade, adică făcut acasă. Avem așa ceva? Avem în casă ingrediente, substanțe care să ne permită să ne facem o cremă de curățare, fie că suntem doamne, fie că, mă rog, în cazul mai puțin probabil, suntem domni? Soluția se găsește și în natură, în plante, în fructe, în substanțele active care conțin ingrediente menite a curăța în profunzime pielea. Dați-mi de exemplu, fiecare tip de ten are nevoie de o îngrijire specială. Putem curăța tenul în profunzime cu plante, cu fructe. Sau la îndemâna tuturor. La îndemâna dacă tuturor. Nu le avem în casă, cu siguranță le găsim la piață sau la un magazin. Sigur că da. Le de cumpărăm exemplu, în stare proaspătă sau, mă rog, cât mai aproape de cum se găsesc în natură, nu? Sigur. Dați-ne niște exemple. Vă pot spune, pentru tenul normal, de exemplu, se recomandă lavanda, care curăță în profunzime. Pentru un ten gras, recomandăm substanțe cu proprietăți astringente, cu efect de exfoliere, care se elimine excesul de sebum, precum sucul de lămâie sau menta, care are și un efect răcoritor. Iar pentru tenul uscat, sunt indicate petalele de trandafir și glicerina, care are și un efect de hidratare intensivă. Majoritatea dintre noi se confruntă cu tenul obosit, tern și de la poluare, de la dieta haotică, de la substanțele nocive din mediu. Și iar acum, pentru acesta, asta, oricum, exact, sunt agresiune suplimentară și din partea frigului. Exact, sau de la schimbările bruște de temperatură pot apărea probleme cu tenul. Nu e chiar atât de friguroasă, cel puțin în acest an, dar cu siguranță sunt probleme, nu? Dar se produc dezechilibre la nivelul organismului din cauza schimbărilor bruște de temperatură și atunci apare tenul tern, lipsit de strălucire, cu aspect obosit. Și cum rezolvăm această problemă? Cu un gel de aloe vera, mușețel cu efect purificator și, bineînțeles, cu glicerină și vitamina E. Toate combinate cu apă, care este ingredientul minune, care curăță în profunzime tenul. Bineînțeles, cu apă plată sau distilată, se face un amestec, se lasă pe față și se elimină blând după 5-10 minute. Pentru cei care doresc să meargă mai departe și, să zicem, să treacă de zona asta homemade, practic, în acest moment, pentru acest sezon, la clinică, la dumneavoastră, care sunt cele mai importante direcții de tratament în zona aceasta de curățare a tenului pe care le oferiți? Primul pas către un ten curat este curățarea facială în profunzime. Aceste substanțe homemade curăță tenul, dar la nivelul superficial. Este recomandată lunar o curățare în profunzime. Acum există tehnologii inovatoare cu ultrasunete, cu energie galvanică, astfel încât să nu afecteze epiderma. Și, de asemenea, acasă este recomandată utilizarea de produse de tip apă lipozomală cu efect 3-in-1, care sunt blânde cu pielea, dar în același timp curăță, rezolvă problemele de ten, sunt un tonic extraordinar și au substanțe active. Știai că lipozomul conține două celule micelare? Asta îl face foarte eficient în a extrage și a dizolva toate impuritățile din stratul profund al pielii. Deci, practic, soluția ar fi un echilibru între zona asta de produse făcute acasă pentru ceea ce înseamnă curățare curentă și din când în când, o dată pe lună, cum spuneați, o curățare profesionistă de data exact. Asta, nu? Să vă lăsați pe mâna specialiștilor, pentru că este necesară și vizita la saloane. În primul rând, ca să știm ce tip de ten avem. Tenul se schimbă pe măsura îmbătrânirii pielii, pe măsură ce suntem expuși la factorii nocivi din mediu. Majoritatea
problemelor apar în momentul în care tenul devine gras, atunci porii sunt încărcați, apar coșurile, apar punctele negre, care trebuie tratate printr-un efect de exfoliere a pielii. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile utile și interesante pe care ni le-ați dat. Iar pe dumneavoastră, dragii mei, vă invit în continuare aici, la Leac Bun, la emisiunea Alegerilor Inteligente pentru Sănătatea dumneavoastră.